stabilită astăzi, în ziua de marți 31 octombrie 2017, că este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 15. Întârzie domnii consilieri Talaban Alin, Costea Dan și Ghinez Claudiu. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către doamna consilier Tărcuță Elena. Cine este pentru, vă rog? Claudiu, vii aici să se vezi Claudiu. În primul rând, bună ziua tuturor, bine ați venit la ședință. Eu sunt azi președinte, deci aș vrea să vă aduc la cunoștință următoarele lucruri. Nu înainte de a spune, să dea Dumnezeu să susținem o ședință disciplinată și cu folos. Deci, de aceea vreau să vă aduc la cunoștință că pentru început o să susținem proiectele de hotărâre care sunt prevăzute în ordinea de zi. Fără doar și poate. Ca să fie o ședință disciplinată, ok? Pe placul tuturor și al nostru. Așa înțelegem bine ce avem de făcut, deci nu ne bulversăm, nu... Deci susținem proiectele de hotărâre, după aia venim cu diverse. Ok, de acord. Sper că sunteți de acord și dumneavoastră, ca să nu creăm o harababură în ședință. Și o să, întâi, o să începem cu ordinea de zi. Proces verbal ședinței anterioare? Da, se spune la vot. Cine e de acord? Așa. Cu 13 voturi pentru și o abținere pentru consilier Sărbunea Rodeleanu a fost absent motivat la ședința anterioară. Da. Dăm citire ordinei de zi, după care o să spunem la vot. Primul proiect este proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Livez, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Livez. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Livez, numărul 32 din 29.9.2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Iar al treilea proiect este proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului Comunei Livez, întrucât viceprimarul a fost desemnat înlocuitor al primarului. Inițiatorul proiectelor de hotărâre este primarul, domnul viceprimar cu atribuțiuni de primar al Comunei Livez, județul Bacău, domnul Lichim Soren. În aceste condiții supunem la vot cele trei puncte de ordine de zi. Cine este pentru vot? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu. Deci toate trei s-au abținut. Deci se vor derula proiectele, după aia venim cu diverse. Toate e cazul. Ok. Poate domnul Vici vrea să ne spună ceva. Da. Bună ziua! Bine ne-am regăsit în ședința ordinară a Consiliului Local Livez, de data de 31 octombrie 2017. Eram cu gândul la luna noiembrie, pentru că
În cursul acestei luni am avut întâlniri cu doamna prefect pe probleme de dezăpăzire, pe probleme de organizare a perioadei de iarnă. Un lucru nou pentru mine, pentru că am avut onoarea să reprezint comuna în calitate de viceprimar cu atribuțiuni de primar la Bacău. Probleme care au fost discutate într-un cadru lărgit, într-un cadru, spunem așa, în totalitate a primarilor din județul Bacău. Probleme punctuale, probleme corecte care s-au ridicat acolo. Este vorba de pregătirea pentru iarna ce urmează să vină. Deja am văzut că în țară s-au întâmplat evenimente meteorologice destul de, cum să vă zic eu, precare. Am avut săptămâna asta coduri galbene în zona noastră, am fost înștiințat tot timpul. Am avut permanență la primărie, așa ne-a cerut doamna prefect. Ne-am pregătit cu materialul de la banc ce urmează să-l folosim în această perioadă. Deja noi am montat lăzele cu antiderapant în comună, în zonele unde sunt probleme. Tot în cadrul acestei săptămâni am fost înștiințați că să avem controle de la prefectură pentru verificarea utilajelor, echipamentelor pentru perioada de iarnă. O altă problemă care în decursul acestei luni a fost efectuată, deci PND-ul 2 am depus proiectul la Ministerul Dezvoltării. Sperăm să și reușim, sperăm să meargă la finanțare acest proiect, la care eu l-am preluat din mers, de la domnul primar, de la fostul primar, domnul Johnny Crăciun. Sperăm ca toate aceste activități, care le-am desfășurat în cadrul acestei luni, să fie de bun augur pentru comunitatea noastră și să folosească cetățenii, să putem să-i ajutăm. În cadrul acestei ședințe de la prefectură s-au discutat posibilitățile de intervenție pe timpuri nefavorabile a persoanelor însărcinate, a femeilor însărcinate, a persoanelor cu dializie, să le asigurăm condițiile în orice moment pentru a se putea deplasa la clinicile de specialitate, mă refer aici la maternitate și la dializă. Pot să vă spun că suntem în grafic. Eu am căutat să fac tot ce este posibil cu ce am avut la îndemână, să ne prezentăm într-un cadru corect și normal. Da, cam atât am să vă spun. Putem să continuăm ședința cu proiectele care avem probleme de zi. Da, am și o întrebare pentru viceprimar. Da. Da, se poate. Da, da. Domnule viceprimar, noi cinci considerăm că este un proiect pentru comunitate. N-am venit niciun răspuns și nici nu este introdus pe urmă de zi. Știu că aveți bună manieră ca să respingeți proiectul pentru cetățenie. Pentru că ședința trecută anterior a respins un proiect pe apă, nu ne-ați comunicat dacă aveți un proiect. Ați spus că aveți un proiect, nu mi-ați comunicat. Mai grav este că mi-ați trimis o adresă, care o pot citi, toate adresele care mi-au trimit modul cum ați cheltuit banii publici referitor din bugetul aprobat, cred că nu știți bugetul pe care l-ați aprobat, în cereți conturile, pot să-și se libere numere acum, dacă nu le știți, că mi se pare că nu le știți, dar asta și să vă spun exact ce mi-ați trimis dumneavoastră. Și mai să vă precizez, doamna Anca, deci Ionescu Anca, nu este la contabilitate, din câte știu eu. Conform organigramei este asistentă socială. Deci, întocmit, pe probleme contabile, e un asistent social. Haideți să subțin. Pe mi-ați dat doamna președinte, nu călcați-vă, că mi-ați dat cuvântul. Dar i-a dat domnul viceprimar, nu la diverse. Proiectele de asta îmi trebuie de ce? Doamna președinte, nu bulversați ședința, văd cum vezi, o bulversați. M-am înscris la cuvânt, mi-ați dat cuvântul, mă lăsați să vorbesc. De ce îmi puneți până în gură, nu știu, vorbesc ca ceva? Păi nu, atunci am niște adrese primite. Dacă dumneavoastră nu faceți nimic pentru comunitate, eu, din câte știu, că am niște adrese
depuse la primărie, avem niște proiecte inițiate. Domnul primar, într-o ședință, întâi, se susțin proiecte de hotărâre care sunt pe ordinea de zi. Doamne, nu și am susținut de la început. După aceea am primit. Doamne, președinte, mi-a dat cuvântul. Tot respectul. Am crezut că vreți să spuneți ceva de lucru cu ordinea de zi. Dar doamna, la, doamna, doamna președinte, dar avem și noi atribuții noastre de vedere. Da, venim cu diverse lucruri. Dar am spus, adaug la domnul viceprimar și mi-ați dat cuvântul. Cred că nu știți ceea ce spuneți sau de ce vă aflați acolo. Cred că nu știți. Deci mi-ați dat cuvântul. Acum mă rog. Ce am spus la început? Am auzit foarte bine, dar mă adresez domnului viceprimar, n-am intrat încă în ședință. Sau nu știți, deci n-ați citit ordinea de zi, deci n-ați dat. Păi cum am intrat în ședință? A dat punctul? Doamna, a citit punctul următor, înainte de a intra în rezie, vreau să-i dau un răspuns domnului viceprimar. De ce mă lăsa? De ce? Mi se pare că vorbesc normal? Dar spune-i din răutate, înțelegi? Pentru că e răutate, aveți răutate. Deci am venit cu domnul de Consiliul Local și a intrat în răutate. Ce-am spus, am întrebat pe domnul viceprimar, ce-i cu proiectul nostru, i-au doilea proiect. Asta nu, ce se pare ce anormal? De ce nu apare pe ordine de zi? Păi asta mă întreba. Și vreau să-i adaug domnului secretar să scrie acolo că m-am săturat să fac adrese. Dacă vreți, vă citesc toată ședința numai adrese depuse la primărie care nu am primit răspuns numai în apădă. Acum am să scriu în procesul verbal ca să consemnez și în procesul verbal ceea ce cer. Deci nu vorbesc aiurea să nu vorbesc în afara ședinței. Doar sunt consilier local, mă preocupă soarta cetățenilor comunului vechi și am dreptul că am câștigat prin alege dreptul de a mă exprima în consilier local. Nu știu de ce îmi puneți pumnul în gură. Nu este pumnul. Cum nu? Dar ce ordine? Păi ordinea, eu am invitat în ordine de zi, vreau să-i dau niște răspunsuri domnului viceprimar. Când țării se dau, dacă nu pot să-i le dau în ședință de Consiliu Local, atunci doar dacă mă adresez la el, cheamă 112 și spune că suntem recalcitranți. La diverse, domnul. Nu este diverse. Nu este diverse, domnul. Și să vă luăm, domnul cont. Deci din bugetul aprobat de 2017, contul 5102, cheltuieli materiale. 4.080.000, dacă nu știți domnul viceprimar, ordine publică, cheltuieli materiale 7.000, cheltuieli materiale, punctul, 6702, 27.10, locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli materiale 232, adică 232 de miliarde, și protecția mediului, cheltuieli materiale 1.630.000. Da, doamnă președinte, nu trebuie să ne vorbim, gata, am înțeles. La referire la ordinea de zi. Doamnă, la referire la ordinea de zi. La referire la ordinea de zi. La referire la ordinea de zi, că este un proiect neintrodus pe ordinea de zi. Să ne dea explicat. Dacă vorbim cu toată ordinea de zi, m-ați întrebat de ordinea de zi, proiectul... Domnul viceprimar, am niște adrese, m-am săturat să fac adrese, dacă vreau le citesc, până în ilul ăsta... Astea sunt pe lucruri de zi, domnul. Nu, domnul, este proiectul pus pentru ordinea de zi, care nu l-ați introdus. Nu ziceți adrese. Și vă dați răspunsul că întrebiți adrese, puneți niște angajate primărie care nu fac parte din compartimente și răspunde pe probleme contabile. Dar avem semnătura dumneavoastră. Avem semnătura dumneavoastră care scrie. Nu știu, nu se iei de acasă, nu s-au mic. Da, dar trebuie să-mi termin, că mi-a dat cuvântul, că dacă mă pune jos, nu m-am trebuit să vorbesc, suntem ca la securitate. Foarte bine, așa. Da, am înțeles, da, foarte bine. Deci, domnul secretar, ați mătat conturile ca să mi-ați le dea, că dacă nu, doar nu mă, dar 51.02. Da, n-am spus că am văzut, dar veți un pic să vă zic pe deci contul 51.02, contul 61.02, contul 67.02, contul locuințe, se zice așa, 70.02, și contul 7402. Acelea s-am cerut să mi se dea mult deci, din sau chiar. Deci, 5103, 6102, 6702, 7002, 7402. Asta o să-i comunic domnului primar după ședință. Exact, asta nu s-a spus. Ce a fost așa greu de tu mi-ai spus? Diverse, domnul. Doamna, înțeleg că sunteți proaspătă, dar noi, înainte de a intra la ordinea de zi care ne-ați propus-o, așa am văzut,
trebuie să aducem la cunoștință din teren ce se întâmplă. De exemplu, eu îmi spun domnul viceprimar acum că datorită furtunilor s-a rupt un nuc în câmpul Mocanu, a rupt rețeaua de alimentare cu apă a instalației de pompe și acolo este un pericol, se poate întâmpla electrocutare. Deci iată că este necesar ca înainte de intra în ori pe care doamna președinte să aducem în cazul lui. Bun, în al doilea rând. Cu ce drept, domnule viceprimar, blocați activitatea Consiliului Local de a promova proiecte de hotărâri? Că noi am făcut proiecte de hotărâri și n-am depus până la începutul lumii aproape. Și nu apare în ordinea de zi. Vă rog să răspundeți cu ce drept l-ați blocat acest proiect. Este aceeași întrebare care a pus-o și domnul consilier. Nu, cu ce drept l-ați blocat proiectul? Nu vreți modernizarea centrului universului în Mahătoa și un murit anul trecut un tânăr de 20 de ani modificat cu roata în dașor și o trapat la urmă? Domnule viceprimar, cu ce drept? Răspundeți-mi acum, cu ce drept? M-a lăsat să răspund. Ați încălcat la lege. Spuneți-mi acum și vă dau urmă. Deci eu consider că am încălcat legea, am dat la departamente de specialitate să-și dea acordul dat dacă se poate susține acest proiect sau nu. Așteptăm răspunsul și în 30 de zile. Și stați-mă exact un pic. Aveți aproape o lună de când vi l-am propus. Domnule, dar ce dată l-ați depus? Adică nu vi s-o dat avizele? Dar nu am primit de la departamentul. Bun. Nu vi s-o dat avizele. De ce pentru proiectul care ați venit astăzi cu el aveți aviz? A făcut instantaneu. Domnule vice, uitați-vă la mine aici. Am 7 mandate. Mult înainte. Vă doresc la fel. Mulțumesc. Dar conduceți comuna după lege. Că dacă noi sesizăm faptul că dumneavoastră blocați activitatea Consiliului Local, vă pierd disfuncția. Noi v-am pus viceprimar. Da? Noi vă scoatem dacă e nevoie. Îmi pare rău că vă vorbesc așa, pentru faptul că am semnat și eu, ca să vin până aici, trebuie să trec între mașini de 7, 8, de 10 ori. Și după o ploaie la 2 zile, sunt 33 de gropi cu bălți. Se poate așa ceva? Tuve, denivelări, hârtoape, garduri făcute aiurea. Și tot felul de mizerii, și nu, da, doamnă, nu aveți dreptul să ați sunteți proaște, nu aveți dreptul. Trebuie să trebuia să vezi cu proiectul acum. Promovați, doamnă președinte, vă rog frumos să vă respectați numai drepturile. Nu puneți pomul în gură, noi suntem democrați, nu suntem comuniști. E clară treaba, nu, ideile matale sunt altele, o să vă învățați. Domnule vice, rezolvați problema imediat. Faceți credință extraordinară ca la proiectul care îl faceți pentru anul 2018 să rezolvați problema centrului civic, că este rușine în județul Bacău. Nu există o asemenea mizerie ca aici. Unii tineri își pierd capul. Mor, au murit. Doamna juristă, Sofronia, era de față. O trecut o mașină și când o trebuia să fie, că nu avea cum, era glodă. Când o stropit-o, un metru cub de apă, a făcut o leoarcă din cap până în picioare. Întrebați-o ca să vedeți că se confirmă. E posibil așa ceva? E mai bine din mers în Prăjoara și prin Băloneasa și prin Poiana decât în centrul Livez? Și am spus vechiului primar, din 9 ani în urmă și mereu ne-au dus cu o făfărnică? Îmi pare rău. Eu nu vreau să mă fac direct în fața publică. Eu susțin problemele necesare și vă ajut în probleme. Doamna președinte, înainte de ordinea de zi avem dreptul să ne spunem cuvântul învățat de la lume. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Învățat de la lume, ca pe experiență. Nu e obligatoriu, domnule. Doamna, dar se pare că nu suntem oameni respectuoși cu toți. N-aveți respectul față de colegi? Cu tot respectul. Cu tot respectul. Deci, vezi de ce? Eu am spus așa. Deci plecăm de aici bulversați toți. Și nu se mai înțelege nimic. Eu mă răbac. Eu mai am spus de se discută cu tonul jos. Susținem proiectele, după aia venim cu diverse, ca să fie o disciplină. Ați încălcat legea! Ați încălcat legea mereu! Dar noi am făcut, doamna, dar la cunoștință, de 5 ori se recunoaște legea, am înființat un proiect care nu e pus pe ordine zi. Când să ne exprimăm și noi modul? Când? Dumneavoastră ne puneți până în gură. Nu. Bun, dar atunci de ce? De ce vorbiți pe tonul ăsta? De ce nu respectăm la... Ca să susținem o ședință disciplinară. Dar de ce l-am menționat? Când vrei dumneavoastră a fi disciplinat? S-a spus că vrei să repede? Am vorbit în afara... Nu? Dar domnul viceprimar, cum ați avut dumneavoastră cuvântul, sau dumneavoastră aveți, de a spune ce ați făcut în ultima lună, perioadă, de la ședința anterioară până acum, și nu avem dreptul să spunem, și noi suntem consiliari și nu am umblat pe comunitate, avem discuții cu cetățenii, spunem oful lor, problemele cetățenilor,
ați respins proiectul de apă? Că dumneavoastră l-ați respins, că ați spus că sunt apă. Aveți alt proiect? Nu aveți, domnule, minciți? Dacă aveți, să ne-l depuneți pe masă. Cu ce vă jignesc pe așa ceva? Am venit cu un alt proiect, l-ați respins și pe ăsta. Nici măcar nu ați băgat filmul de zi. Ați băgat introducerea alt proiect decât, cum spune legea. Deci ați spune că de necesitate pentru cetățeni introdus în ultimul moment. Pentru alegerea unui consilier. Acum ați văzut dumneavoastră că aveți nevoie de un consilier viceprimar, acum ați văzut? Dar de 4 zile ați văzut? Dar de proiectul nostru n-ați în cont pentru cetățenii comuni. Deci aveți doar fața angajat consilier, primar cu 55 de milioane, dar nu aveți ori pentru proiect, pentru cetățeni. Sau pentru acei consilieri care, de fapt, vor binele comunității. Nu aveți ori. Aveți doar numai să vă înșurtați în echipare buget pentru salarii. Asta s-a făcut. Puteți să vă spuneți. Dumneavoastră aveți 70 de milioane, noi avem 5 milioane. Așa nu comparați mele cu pere, de că nu sunt niciodată. Haideți, spuneți adică. Deci 5 milioane care se ia în domnul. Domnul viceprimar, prin încălana aveți un consilier condamnat, angajat. Ați făcut sesizare la prefectură, am avut control? Nu, domnule, dar moral, față de comunitate, față de oameni, cetățenii la de ce cum moral, cum dați ochii cu ei când un primar este condamnat de acte de corupție? Și demis prin ordine prefectului, îl angajați consilier. Deci moral, cum dați ochii cu cetățenii comuni? Și ne respingeți proiectul pentru comunitate. Moral, vorbim moral, aveți moralitate? Sau demnul de a vă uitați în ochii comuni? Deci doar mai ce faceți, să aveți sânțeți la putere, faceți ce vreți? Tăiești și spun vrați? Șef, un complet, două secunde. Domnule viceprimar, domnule viceprimar, nu se poate de mult să... Primăria care o conduce de masă are o problemă veche, din 9 ani în urmă. Ce se fac acte false. Acum, pe data de 16, a venit un expert, a luat legătura cu madame Dima și a dat informații false. De ce permiteți? Că și vechiul primar a fost demis din primărie tocmai pentru acte false. Cât mai suportați? Ați venit și ați făcut cu preoți, ați făcut slujbă, ați sfințit scaunele, dar n-ați sfințit personalul. Nu scaunele fac probleme false. Personalul. Chemați la ordine, domnule. Ori fac respectele, ori ar trebui să plece la Cașin, doamna Dima. De unde a venit? Acolo a fost agent agricol. Doamne. Deci vă rog frumos, doamna președinte, vă rog frumos. Rezolvați problema actelor legalității. Și dumneavoastră a semnat act fals. Îmi pare rău. Și domnul secretar a semnat act fals. Vim, vă pot prezenta. Secundă, vă rog frumos. Eu n-am treabă, nu intervin în Consiliul Local. Deci, vă rog foarte mult, eu sunt nevoit acum să tai din filmare. Deci, trebuie să veniți cu dovezi. Nu putem deci, să... Deci, când se filmează, nu ce s-au prezentați la cameră. Deci, îmi pare rău că intervin. După ședință, deci, îmi cer vă dau documente, documente semnate de primărie false. Ce fac aici? Da, aici da. Foarte bine. Adică să, da, imediat după ședință vă dau acte. Dar să aveți grijă, când faceți acuzații, trebuie să aveți dovezi. Nu! Pe bază de document. Pe bază de document, domnule, cu televiziunea. Pe bază de document. Dacă vreți. Bun. Deci, domnule vice, stopați legalitățile din primărie. Tocmai de asta vă spun, domnule. Prea multă lume se plânge. Unul a fost arătat din Poiana și s-o plâng și eu. Domnule, nu putem să acuzăm, domnul consilier. Aici suntem o ședință de consiliu, nu putem să vorbim de persoane, dar să fac ilegalități, de nici demonstrați. Când vin un perioadă la dumneavoastră, mă ia, mă luați în seamă? Haideți, doamnă președinică, în județul Bacău nu sunt cercuri cu diverse. Noi deci eu sunt de acord cu sunteți deci de acord, au probleme. Dar și eu sunt cu ce faci? Deci eu nu țin cu nimeni aici, credeți-mă, noi televiziunea venim, vă... Nu. E dezbatere, nu. Haideți să facem o ședință. Suntem consilieri aleși, lăsați-vă să vă spuneți. Și spun din contraziție, zice ceva, nu am venit aici să nu partea noastră sau partea cineva. Eu vă respect, dar respectați și pe noi. Da, păi nu mai. Am întrebat. Am întrebat clar, este introdus un proiect în ultimul timp, iar proiectul nostru nu este introdus, care e depus pe data de 16-a 10-a. Eu vă cred asta. Și n-am dreptul să întreb? N-am dreptul să întreb domnul viceprimar și vreau și un răspuns de la dumneavoastră. Nu este diverse, nu am dreptul să întreb de ce? Da, eu am înțeles. Nu la diverse, nu este plecând domnul. Nu mai stăm, dar nu se discută, diverse se calculează. Avem dreptul la mine. Să știți. Este bine să ne vadă circul care aici. Este bine. Chiar ar vrea să ne provocați să ne vadă.
Așa vrea să mă dezvine mulțumesc pentru faptul că, deși am fost anunțați pe ordine de zi că aveam două puncte, cel mai important punct pe ordine de zi, cu privire la alegerea unui consilier din rândul Consiliului Local, ca locuitor sau ca subliniant al unui post de viceprimar, nu se regăsește. Dar aici e problema. Știi despre ce este vorba, pentru că știți prea bine, domnule consilier, că și viceprimarul este unul politic aici în Consiliul Local. Da. Deci nu le-ați dat șansă, nu le-ați dat posibilitatea ca noi, între noi, să ne alegem un viceprimar de cadrul primăriei. Chiar dacă dumneavoastră aveți majoritate, nu contează. Dar normal era ca noi să fim anunțați pe ordinea de zi, așa cum era corect. Una. Și mai avem un comentariu. Din respect pentru Consiliul Local, doamna președintă, domnule executiv, mă refer la executiv, inițiativa celor 5 consilieri semnatari, una sau două, nu știu câte mandate, era normal să fie prezentați pe ordine de zi, știind prea bine că aveți majoritate și nu trece, dar era o chestie de respect față de Consiliul Local. Pentru chestia asta aveți o bine neagră, mă refer. Nu au respect față de lui, să clar nu au respect. Dar poți să-i răspund la domnul Păzrean? Da, răspund. Deci, din respect pentru dumneavoastră, acest proiect va fi pus pe ordine de zi în urma consultărilor cu departamentul special. Deci va fi pus pe ordine de zi. Domnul Cicimura, dar vreau să continui vorba, dar vreau să spun ceva. Nici măcar nu are nevoie să vorbim prea multe. Eu sunt conștient de la bun început că proiectul ăsta nu trece. Și nici nu știu poate să treacă pentru că are finanțare. Era o chestie de... Dar de unde știți dumneavoastră cum trece? Dacă departamentul respectat, dumneavoastră credeți că noi nu suntem de-a. Eu știu ce este vorba. Nu aveți bani acum pentru așa ceva. Vedeți că știți ce-a problemat. Atunci ce s-a fost. Nu-i doar așa pentru noi așa. Unde să fie cu ordine de zi, oricum era respins pentru că nu sunt bani, ce era ok. Domnule, să dăm atâta discuție. Ne-ați răspuns dumneavoastră. Dar o să fie pe ordine de zi. Da. Aveți majoritate și aveți nici punctul cu altul. Da. Trecem la ordinea de zi, ok? Ei nu că au făcut bunerzare ca să știi, am ajutat. Așa, nu am ajutat. Ei, domnilor, de zi, păi de hotărâre este semnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Libesc. Școala Gimnazială numărul 1 Libesc a emis o adresă către instituția noastră prin care ne solicită să stabilim și să comunicăm persoanele care vor face parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Libesc. Menționăm că din Consiliul de Administrație trebuie să facă parte primarul sau un reprezentant al primarului și doi reprezentanți ai Consiliului Local conform ordinului Ministerului Educației Naționale numărul 4619-22 anul 2014 cu modificările și completări de utilare. Aceasta este adresa de la școală. În expunerea de motive a domnului primar se arată că potrivit articolului 96 aliatul 1 și aliatul 2 literat din Legea Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliere de administrație, de director și de director adjunct după caz. În exercitarea atribuțiilor care le revin, consiliere de administrație și directorii conlucrează cu Consiliul Profesional, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale. Printre altele, în proiectul de hotărâre se spune în felul următor, că se propune Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău adoptarea următorului proiect de hotărâre. Domnul, doamna, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău se desemnează în calitate de reprezentant în Consiliul de Administrație Școlii Gimnaziale numărul 1 Univers. Aici vor fi anumite propuneri pe care dumneavoastră o să le faceți. Doamna președintă le va înregistra, voi merge în biroul meu, vom redacta buletinele de vot și apoi se va trece la votul secret. Procedura legală. Deci dumneavoastră o să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți ai Consiliului Dar nu putem să-l vota pe față, domnule. Este vorba de vot secret pentru că sunt persoane. Persoane secret. Deci, noi vom înregistra propunerile, sunt două propuneri, apoi voi merge împreună cu doamna președintă în biroul meu, vom redacta buletinele de vot, vor fi ștampilate cu sigiliu de către doamna și va fi semnate și înmânate fiecare consilier în parte și apoi se va trece la votul secret. Da. Deci, prima propunere, eu voi înregistra pentru prima persoană. Cine propune? Domnul Cucoi Dorinel Valentin. Domnul Cucoi Dorinel Valentin.
doamna? Doamna Tăiuță. Așa. A doua. Doamna Tăcuță Elena. Eu l-aș propune pe domnul Ani. El este deja. El este deja. Nu, este o... Deci se votează din nou, se desemnează de nou. Dar nu a fost o Ani în continuare. Ani Elena. Deci o dată Tăcuță Elena și apoi pe Ani Elena. În mod normal, reprezentant în Consiliul de Administrație al Școlii trebuia să fie propusă o persoană care comisia lui are probleme de învățământ. Propun și eu. Da, doi? Păi dacă nu, nu mă doamna președinte, vă întrebați dacă mai sunt propuneri sau merge cu buletinul de mai sunt propuneri? Trebuie să le scriem împreună. Deci avem Tăcuță Elena, Ani Ionel și Lungu Nicolae. Deci buletinul de vot va avea această formă. Mergem și ne redactăm? Ok. Da? O pauză 10 minute. Da? Da? Vom începe să dăm ca un buletin din vot fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică. În momentul în care o să veniți aici, doamna președinte va semna, iar eu voi aplica sigiliul pe semnătura dumneavoastră. Adică să-și cum vă da. Deci buletinul de vot are cele trei propuneri. Tărcuță Elena, Ani Ionel și Lungu Nicolae. Cum? Cum? Da, o impoziție. Așa. Opțiunea se aplică prin... se scrie cuvântul da, în dreptul persoanei aici. Deci doi, doi, sunt doi consilieri. Asta este proiectul de hotărâre. Sunt propuneri. Dar se... Da, adică primii doi cu cele mai multe voturi, dar vor merge... Da, păi o să facem... Da, nu o să folosim comisia de validare aici, pentru că nu e vorba de validare. Mă retrag din cursă. Vă rog să-mi permiteți. Tăiați Lungul Nicolae de acolo. Mă retrag din cursă. Cărțile sunt făcute și nu vreau. Atunci mergem și ne redactăm cu noi... Prima persoană este domnul Ani Ionel. Veniți aici să... Dar avem un primar, 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 dar
Nu am venit să-i spun, 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 nu am
Să pun să Nu, 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 nu
Deci este un... Ăsta e nul. De ce? Vi s-a adus la cunoștință că se pot...
Pentru că voi sunteți în sală. Sigur, dacă nu pot trebuie. Nu, e mult, puneți vă. Ăla e mult. O singură dată pot să trebuie. De două ori. Dar nu faceți două proces. Nu, lasă-l la mult. Încă suța din dreptul candidatului. Deci se difiază în candidatul. Dar o singură dată. O singură dată. Să nu se vedea dați separat. Nu mai face de-a mea. Ai văzut ca toația. Da? Să cum dă. Voturile s-au împărțit la doi, iar nu suntem singuri. Deci vot două. Așa cum și la fix. Dacă ce să faceți mie ceva, dar dumneavoastră care e problema dumneavoastră cu mine? Nu, domnule, ați organizat alegerile, ați făcut, n-am niciun an votat. Nu am organizat alegerile? Dar cum? N-am dus să le faceți votul, să te puneți. Dar cum iese? Păi nu le cred, eu nu contează. Oricum, și omul dacă e de la... Așa tot iese. Și anii iunie luăm. Care se cedule? Că sunt la votul. Păi, nu trebuie trecut. Nu, că s-a terminat numărul aici. Da, dar eu l-am bifat. Nu, deci, cei invalid numărăm din nou. Ați înțeles? Da. Ok. Mai numărăm. Deci, ar trebui să veniți unul dintre dumneavoastră. Care credeți? Ca să nu credeți că... Dar cum votul nu este... Eu nici nu mai bifez aici nimic. Deci, reprezentanții care au
Deci ăstea cu lungul, de jumătate lungul de tot, o majoritate. Păi nu se ia, nu se ia. Nu se ia, nu se ia. Bă, dar vreți să vă și eu. Bă, fratele, dar nu se ia. Ai zis primarea mea de fut, eu singur. Stați un pic să vă comunic. Am vorbit. Ești nebunos. A
am cerut cuvânt. Vă rog un pic dacă vreți să mă ascultați, că așa nu ajungem nicăieri. Noi am participat la foarte multe ședințe și s-au făcut asemenea. Problema este următoarea, dacă mă ascultați până la capăt. Nu e un concurs între doi. Sigur că au dreptate și consilierii, dar are dreptul să voteze pe unul sau pe ambii. De-aia, e corect. Dar încă o dată, trebuie văzut dacă adunate voturile pentru fiecare din el, dacă are majoritatea. Aici e confuzia. Deci trebuie să numărați, inclusiv, e părerea mea, dumneavoastră mi-au stați numai o secundă. Deci dacă numărăm câte voturi are Vasile, indiferent că e unul sau doi pe listă, nu, nu e obligatoriu. Numai dacă puneați condiția de la bun început, doamne, trebuie să fie doi. Dar nu așa, nu e. Deci, numărați câte voturi are unul, câte are altul. Și dacă are majoritatea, atunci e trecut. Dacă nu are majoritatea, trebuie doar celălalt. Când s-a citit proiectul de hotărâre, s-a specificat că trebuie desemnați doi. Deci nu că nu ne-am făcut o înțelegere. Yeah.
Să votează primul articol din proiectul de hotărâre. Nu, nu, nu. Am votat. Am votat. Domnule, respectați, ați spus că n-ați știut. Cu ce nu ai zis pe urmă? Dar ce zis pe urmă? Nu, a votat pe cineva legea că n-ai știut? Hai să spune că n-ai știut. Atunci, domnule, o votăm de alte zi. Hai să spune, e normal, acum s-a întâmplat acolo. Avem un reprezentant în vostru lucru. Dumneavoastră, cei care ați anul, înseamnă că n-ați dorit. Mai că l-ați dat? Faci și trebuie să vezi. Poți să vă de la școală. Se reia procedura de vot. Cine o reia? Bă, și doamne am vrea să votul ăsta? Cine am vrea să votul? La următoarea ședință, poate. Vedeți la următoarea ședință cu motivația anume și o după discută deocamdată, asta am votat. Vă zici formă aici. Și învățați cum se votează. Așa. Păi nu se votează. Dar dacă ați explicat și eu, mi-ați spus. Păi dacă ați explicat, dați-mi 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 tu de nu votez, nu vă explic. N-aș putea să explicați mai mult, dar dacă oamenii ăștia s-au încurcat, n-aș putea să votez, înseamnă că... Asta a fost votat oamenii, cu ăsta. Nu putea să votați oamenii. Dar nu știu ce au acuzat pe mine că au votat prost alții. Nu, 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 Gracias.
Nu, dar nu, o seară. Dar v-ați mai făcut? Cum se ridică?
Da, da, o fost și discutat cu dată la două azi, nu-i zi mii, atunci ești un normal. Nu, și gândiți-vă, consider, de ce am eu, punea la mână de eu, că era și pe ăla nu ieșe, îl punea pe ăla, iar nu ieșe doar, până la mână să-mi fie pe ăla. Să rugăm, 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 să rugăm
Bun. Vă simt.
Da, da, dar aici nu știa să cred faci asta. Anunțat oficial, ca să zic că e. Are Ionel, la primul articol din proiectul de hotărâre, a obținut 6 voturi pentru. Domnul Lungu Nicolae a obținut 5 voturi pentru și doamna Tărcuță Elena 4 voturi pentru. Deci, la primul articol din proiectul de hotărâre, la primul articol din proiectul de hotărâre, va fi ales, va fi desemnat domnul Ane Ionel cu 6 voturi pentru. Pentru celelalte două propuneri, doriți să rămână aceleași Lungu Nicolae și Tărcuță Elena sau faceți alte propuneri pentru articolul numărul 2? Vom întocmi noi buletinii de vot. Exact. Da. Înțelegi cum tot am înțeles. Nu ce mai facem, dacă au ieșit primii doi care au votat, au ieșit primii doi care au votat. De ce mai facem aici? De ce doar din punctul meu de vedere? Am spus, votăm primii doi. Dacă puneam 10 pe listă, nu ieșau aia doi cel mai mult de voturi? De ce mai votăm doar primii? Primul punct. Celălalt punct. Iată că sunt ani. Ce articol pe care ar fi votat? Articolul 2. Da, tot din cu Dani. Are majoritatea de două? Dacă nu e de așa, are majoritatea de două? Nu, 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 nu,
Cum este legal? Haideți să mergem. Să mai facă următoarea întâlnire, vă, cu două persoane. Cu două persoane, nu cu Nicolae și cu Cristina. Și se supune la vot. O să primiți un buletin de vot cu cele două propuneri. Propunerea domnului Surugiu pentru domnul Lungu Nicolae și propunerea domnului Mocoi pentru doamna Tărcuță Elena. Pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Generale numărul 1 Livesi. Domnul Ane Ionea. Votăm și pentru articolul 3, nu știu dacă se mai cumva la trebuitură. Pentru articolul 3 votăm. Din toată nebunia asta, votăm și pentru articolul 3. Articolul 3 se comunică primarului această hotărâre. Da. Comune Livesi, persoanele nominalizate la articolul 1 și articolul 2. Asta trebuie să votăm și articolul ăsta, pentru că nu este vorba. Pentru că nu este vorba de persoană, nu se va vota secret. Ne-ați convins. Să știți, eu în pauză am fost și am vorbit cu jurista, care și altceva, și mi-a spus că ceea ce faci nu știu corect. Cineva dintre noi, dacă se gădă și face o contestație, o să votăm și una care nu. Deci acum mergem al doilea, nu? Al doilea, articolul al doilea. Dintre doi care are voturile mai multe, da? Da. Ok. Deci propunerile făcute de domnul Surugiu și domnul Mocu. Așa. O să taxez pe domnul primar pentru staționarea noastră, pentru că de aici. Doamne, este Păi știți că toate sunt după primar. Domnul primar, am staționat mai mult aici, plătiți taxe. Ne achităm. Vă rog frumos. Știți ce? N-ați reușit să veniți în ședința anterioară. Acum stați... faceți o despre. Numai că eu ne-am promis. Dar bine că am ajuns. Bine că da. Am glumit. Nu cer nimic cu primarul. Stați liniștit că nu... Dar pot să iau o cafea, o cafea. E regulă. Dar nu mai mult. Dacă ați ajuns la vreau să spun ești foarte bine și n-a fost cu neamdă. Dar e bine și așa. Deci, ai împlinit ședința. Și eu n-am nimic. Da, foarte bine ați arătat. Sperăm că la diverse să dați totuși un termen al președinte, să puneți o limită de timp. 5 minute. Dar nu se înțelege. Facem aici. Asta în campanie. Să nu mai. Aici e vin.
Dacă cineva s-a pronunțat, atât scapă și cu stângul. Nu e adevărat. Nu am nimic personal.
personal cu nimeni. Da, la fel. Da, la fel. Am impus da, da, așa s-a părut la acela disciplină. Nu, 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 dar ce credeți că am venit? Doamne, din cont mai bine că poți să spun. Atunci, am venit la distrat cu bani, dacă nu mai vorbim. Omule, mărere, de asta trebuie o poziție. Eu îți nu știu că am venit o poziție. Păi, ce puli să nu mă să nu mai vorbim cu bani? Dar se pot trimite din nou la președinte, se pot ies. Ce ia să și ca să mă împăr cu domnul Costea,
O să supunem la vot hotărârea când îmi trebuie ca să o aprobăm în totalitate. A treia, da? Da. Secret, nu? Nu, nu, asta nu. E secret, nu-i vorba de persoane. Din tot. Faci tot de bărate. Da. Acum, Coșa, cu oameni... V-am întrebat din rol de treaba asta. E rol de v-am întrebat dacă votăm pe al treilea acum. Nu, o votăm în totalitate. Da, o votăm? Și atunci de la ce am vrut de tot? Nu, dacă acolo au fost persoane și asta e în totalitate votare. Cine este pentru, vă rog frumos? Dar n-a spus, domnul secretar, trebuia să dați citire câte voturi au fost. Dar am citit! Nu, 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 nu. Exact, nu am spus. Nu, nu am luat. Ești că doar. Da. 9 voturi pentru Tărguță Elena, 5 voturi pentru Romul Nicolae, un vot nul. Prea mult. Și o să ține. Da. 5. Și cu 9 părți. Acum o să votăm hotărârea în totalitate. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Cine este pentru? Vă rog frumos. Așa. 13 voturi pentru. Domnul Lungu, sunteți împotrivă? Cu ce? Cu proiectul ăsta nu avem mai. Ok, deci cine ați sunteți? Deci eu mă abțin, domnul Costea. Mulțumim! 14 voturi pentru și o abținere domnul Costea. Da. Ca să mergi la capăt. Da. Bine, la capăt, la capăt. Deci, după cum plecăm. Deci cei doi reprezentanți ai Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii sunt domnul Ani Ionel și Tărcuță Elena. Hotărârea a fost aprobată cu... O remarcă, așa, de ironic, nici unul dintre cei doi votați nu va apară din comisia de învățământ. Nici unul. Da, exact cum a spus și domnul. E o chestie... Exact. Anormală, da? Asta e realitatea. Problema este că la anul se va relua votul. Când? La anul se va relua votul. Eu am jucătat. De 2007. Anul viitor, 2018-2019, va fi... Mergem mai departe, ok? Deci trecem la al doilea proiect de hotărâre. Privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Turnei Libes, numărul 32, din 29 ianuarie 2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare, cu apă potabilă și de canalizare. Prin adresa, o să permiteți dumneavoastră, Adibul Bacău ne-a trimis o adresă nouă, în care spune către unitățile administrative teritoriale, stimate domnule primar. Se pare că a apărut o discuție între ADIP și CRAU, operatorul județean de canalizare și de apă. CRAU-ul a solicitat ADIP-ului să fie reanalizate, renumerotate și eventual repuse în atenție Asociației Dezvoltare Comunitară Bacău, documentele și procedura de la actele adiționale. Nu știu ce s-a întâmplat între ei. Da. Ei ne solicită. E adevărat, este destul de greșit cum ne solicită, să anulăm hotărârea care am dat-o. Noi o să... Dar nu o hotărâre atunci. Nu, asta cu CRAB-ul este efectiv hotărârea cu tarifele altele decât cele apă și canalizare. Deci să... Nu. Adică să înțeleg că o să mai revenim cu altă hotărâre? În funcție de cum se vor pune ei la... Da. La articolul 1 spunem în felul următor. Consiliul Local al Comunei Libes, județul Bacău, revocă hotărârea Consiliului Local Libes numărul 32. Deci asta este punctual efectiv pe număr. Din 29 ianuarie 2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Hotărârea emisă va fi comunicată instituției prefectului Bacău, primarului Comunei Libes și Asociația Dezvoltare Intercomunitară Adip Bacău. Inițiatorul proiectului de hotărâre, așa. Ceea ce, acum o să-mi cer scuze din felul cum s-a discutat. O să vă rog
comisiile de specialitate să-și dea avizul și la primul proiect de hotărâre, când a dat și pe al doilea. Pentru că în fuga discuției de la hotărâri, asta am omis. Întotdeauna comisiile trebuie da, să spună. Da. Dar este poate vina noastră. Sunt mai greșești. Da. Da. Nu, nicio problemă. Asta da. Deci, doamna președintă, acum o să ceară de la dumneavoastră avizii de la comisiile de specialitate, de la numărul 1, la proiectul anterior. La proiectul anterior s-a dat aviz favorabil. Comisia numărul 1 la proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, aviz favorabil. Comisia numărul 2 la proiectul numărul aviz favorabil. Și domnul Rucu la proiectul comisia respectivă am pus aviz favorabil. Ok. Așa. Acum la al doilea proiect de pe ordinea de zi, eu am dat citire materialul de la această la acest proiect de hotărâre, solicităm avizul comisiilor de specialitate, cu permisiunea dumneavoastră. Deci la proiectul de hotărâre numărul 2, comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Cum să nu dau aviz favorabil, când și la proiectul respectiv, atunci acolo, l-am votat împotrivă, pentru că din surse demne de crezut, am știut că este hotărâre. Și iată, acum vă spun, nu mai votați cu capul în traiță, oamenilor. E o rușine că luna trecută am votat și acum o întoarce. Eu v-am spus atunci că există ceva, o nebuloasă acolo. V-am spus și am spus și acum vă dau avizul favorabil cu amândouă mâinile. Pentru faptul că asta era o ilegalitate. Și nici noi, și stați un pic, noi nici nu avem canalizare. În proiect scrie de vorba de canalizare, nici vorba. Nu mai votați cu cap, nu mai votați politic, domnule, votați cu creierul, domnule, lăsați politic, mai am votat și nu se face politic. Votați cu creierul și cu competența și cu legea. Vreți să mai discutați la acest punct de ordine de zi sau supunem la vot? Acest apărare. Că vă faceți de râs trei hotărâri revocate, se dizolvă Consiliul Local. Legea asta. Cine se temă? Dar ce se dizolvă așa ca? A? Păi... Este cineva împotrivă? Sau ține cineva? Am supus la vot. Da, 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 Vreau să aduc mulțumiri pentru că o problemă în care de 10 ani în urmă, privind apa la dispensar, unitate de care noi avem învățământul la comisia noastră, a rezolvat-o domnia sa în scurt timp. Ceea ce vechiul primar a spus că nu se poate. Iată, gândiți-vă la dorit, se poate. Și când vrea, domnul Echim face multe. Iată, domnul Echim. Dacă tot vine vorba de apă. Acum, unul, două urmă, am discutat despre apă, că nu avem apă. Deși nu se mai spală butoaia de astăzi, că eu nu am tot apă. Întrebarea este ce se întâmplă. Nu este apă, nu avem pompe, sau ce se întâmplă de nu avem toată lumea apă? Răspunsul ăla, vă rog. Răspunsul ăla, vă rog. Răspunsul ăla, vă rog. Nu, nu. Nu este apă, deci nu. Întreabă pe cine, că spală toată noaptea. Nevastă s-a dat noaptea de pentru că nu avem apă, iar eu apă, fac la 3-5, ca să am apă. Deci nu avem apă. Nici acum nu avem apă, să știți. Din fericire, din studiu, de acord cu Dan Costi. Da? În cazul spune că dacă mergem cu studiul, noaptea se spală. Deci, nu era fel, că nu avem apă, noaptea se spală. Deci, nu avem apă. Deci, la ordinea de zi. La tine. Proiectul 3, da? De hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului Comunei Ilves, întrucât viceprimarul a fost desemnat înlocuitor al primarului. Deci să fim bineînțeleși. Domnul consilier, viceprimar, domnul viceprimar Kim Sorin, are atribuțiuni de primar. Deci este domnul viceprimar cu atribuții de primar. Acum o să trebuiască să desemnați un consilier care să fie consilier cu atribuții de viceprimar. Vreau să vă spun la cuvântare de a... Da. Da. Să citesc ceva? Da. O să fie scris la cuvânt. Deci, nu, o să dau citire. Materialul, da. În raportul
meu de comis, așa, spune așa, apropo compartimentului de specialitate, spun așa, prin expunerea din motive a domnului primar, prin care s-a inițiat proiectul de hotărâre privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului domnului Ilves, unuia dintre consilieri locali, spunem în felul următor. În luna iulie 2007 și prin ordinul prefectului județului Bacău, voi citi din expunerea din motive a primarului, viceprimarului comunei Ilves, i s-au delegat atribuțiile de primar al comunei Ilves până la organizarea unor noi alegeri pentru această demnitate. Dată fiind această situație, dacă pe perioada verii, perioada vacanțelor și a concediilor, activitatea primăriei s-a desfășurat în condiții relativ normale, începând cu luna septembrie, această activitate a avut de suferit deoarece o singură persoană nu poate acoperi toată paleta de activități care presupun pregătirea pentru iarnă, continuarea proiectului de dezvoltare locală, învățământul, asistența socială, etc. Din acest motiv, constatăm că este imperios acoperirea tuturor activităților, apreciem că este necesară delegarea atribuțiilor viceprimarului comunei Ilves, una dintre consilierii ce urmează a fi stabilită în plenul Consiliului Local. Față de cele de mai expuse mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului comunei Ilves, una dintre consilierii locali. De asemenea, în conformitate cu articolul 72 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, în caz de vacanță a funcției de primar, precum și în caz de suspendare de funcția acestuia, atribuțiile care îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul din viceprimarii desemnat de Consiliul Local cu votul secret al majorității Consiliului Local în funcție. Asta e cu totul altceva. Iar la doi, ceea ce ne interesează, în situația prevăzută la alineatul 1, Consiliul Local poate delega prin hotărâre din rândul membrilor săi un consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului. În proiectul de hotărâre, am spus în felul următor, proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului comunii Ilves, întrucât viceprimarul a fost desemnat înlocuitor al primarului. Consiliul Local al Comunii Ilves, județul Bacău, întâlnit în ședință ordinară la data de 31.10.2017 și toate celelalte, propunem Consiliul Local al Comunii Ilves, județul Bacău, adoptarea următorului proiect de hotărâre. Articolul 1. Domnul, doamna consilier, a fost delegat pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului comunei Ilves, întrucât viceprimarul a fost desemnat înlocuitor al primarului în comuna Ilves. Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite în termen de cel mult 30 zile prin dispoziția primarului. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului doamne, instituției prefectului județului Bacău și primarului comunei Ilves. Ceea ce vă mai spun, vreau să vă mai spun două vorbe. Acest proiect de hotărâre lasă la puterea Consiliului Local să delege unui consilier local temporar atribuțiile de viceprimar al comunei Ilves, întrucât viceprimarul comunei Ilves a fost desemnat înlocuitor al primarului. Deci acest lucru este temporar, cum vă spuneam mai devreme. Deci nu este... Dânsul este consilier local cu atribuții de viceprimar. În mod normal, așa trebuie. Așa trebuie. Nu asta este de două funcții, și de consilier, și de vice, și de primar, și de, nu se poate. La dacă vedeți dumneavoastră, în realitate... Consilier local cu funcție viceprimar. Da. 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 Consilier viceprimar. Da. Da. Este consilier local cu atribuții temporare de viceprimar. Da. Asta e legală, propunerea. Da. Este absolut legală și de asta am și venit în sprijinul acestei și la alța dumneavoastră. Comisiile de specialitate și apoi domnul Costea, am înțeles că dorește să vorbească ceva. Da, comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3. Necesar? Necesar, vei trebui să sunt foarte. Acum, ce scrie la fel? Domnul Costea. Da, domnul Costea, că sunt. Da, deci trebuie să ne cunoaște domnul consilier că comuna Ilves este un special. O achiziție specială. Avem deja 8 luni de zile de când nu avem primar în funcție. În cazul ăsta, aș întreba pe domnul secretar, dacă putem face o discuție. Legea și spune, cât timp s-a legit primarul, în momentul când s-a întâmplat în felul o știință de asta nedorită? Ce spune legea? Deci cât de repede posibil. Bun. Dar ne-am trezit după 8 luni de zile. Că avem nevoie de viceprimar. Da. Șef. Dar de primar? Da. E normal? Nu știu că mă treaba asta?
Tot. Deci la noi la revedere nimic nu este normal. Tot este normal. Nu știu până când. Sau cine are interes să facă lucrul ăsta. Dar asta este realitatea. Mă întreabă numai pe drum, stați ca să te vezi. Peste tot vreau să spun, dar cine e primarul? Nu știu, doamne, pentru că odată avem viceprimar, poate nu știu, dar când numește ideea, când se vor face? Nu știu. Noi vă întreb domnul viceprimar, primar în funcție acum. Cu atribuție de vedere mare. Știi cumva că am prins organizat lege? Pentru că sunt din curise, vă rog. Vreau să vă răspund. Spuneți, vreau să vă răspund. Ceea ce știu eu. Deci mă luați în nume de ca și jurist. Alegerile se organizează în momentul când primarul este suspendat prin ordine de prefect, sunt la momentul de perioadă, nu știu exact. Sau i-a încetat mandat. Sau i-a încetat mandat. Da. La noi situația este specială. De ce? Pentru că fostul primar a contestat ordinul de prefect. Pe data de 5, de ce știu eu, noiembrie, în România sunt alegeri locale. Localitatea Livez nu a fost pusă pe această listă. Aici poate să vă răspundă guvernul. Deci guvernul stabilește data și când se organizează alegeri în localitățile respective. Nici măcar prefect. Prefectura au anunțat București, guvernul. Normal. Din ordinul prefectului e anunțat. Adică să știi. Deci da. Astea sunt chestii de prefectură. M-au întrebat domnul viceprimar pentru că nu mi-au ales să urmărească ședința asta de consiliu. Și în ocazia asta poate să fie informată de ce nu s-a întâmplat. Deci, m-au întrebat special. Deci, alegerile locale, parțiale, se stabilesc de către guvernul României. Legal. Legal. Așa e legea. Așa e legea. Dar, problema este cam în felul următor. S-au anunțat prin televiziune că în cele 16 comune se fac alegeri de primar. Și într-o comună și de consiliu. Da. Așa. Da. Comuna Livez nu e întâmplă astea 16? Bine. Nu. Nu. De ce? Din cauza contestației? Cred. Nu știu. Deci v-am spus că guvernul stabilește data și când se organizează. E posibil că din cauza contestației prefectura să mai treneze situația și o anunță guvernul. Nu cunosc. Nu am spus că. Deci știu că guvernul stabilește data și când se organizează. Da. Cum știu primarul contestat sau știu prefectul? Posibil, nu știu. Dreptul lui. Ne vă zic și eu la cum vă deci. Dar ești scris deja, am zis să scrie și aveți cuvânt. Aveți cuvânt. Legătură cu alegerile, ceea ce vă spun eu. Deocamdată nu se poate organiza alegerile, pentru că primarul are contestații în contencios până la soluționarea contenciosului. Nu știu, așteptăm să-l condamne și la doua oară, poate așa s-ar fac alegeri. Pentru cât e mare condamnare, care știi foarte bine, și pe 14 va avea ultimul termen. Asta am înțeles. Că se, dacă el a contestat, care legea spune clar, soluționarea se face în contencios în o lună de zile, la noi a trecut foarte mult și se leagă de modul ăsta că nu este rezolvat problema în contencios, pentru cât este definitiv condamnat. Ce mai aștept? Fără interese. Deci vă răspund. Ca să fii doar pe eu am primit deci, domnul primar m-a contestat ordinul de prefect. Da, nu, asta am spus eu, ordinul de prefect. Ce am spus eu, domnul viceprimar, că nu m-a auzit ce am spus. Am contestat domnul prefect, în contencios, acolo se contestează domnul viceprimar, iar nu a venit termen. Nici la ora actuală. Deci de cauza asta nu se poate organiza legea. Așteptăm a doua condamnare să vedem ce o să mai zice. Asta nu este treaba noastră, ea păstă. Păi, nu. Nu știu ce să mai spun și atunci. Poți să mai faci o suprimire, nu? Este a doua condamnare. Păi este a doua condamnare. Asta. Nu. Asta. Propuneți? Da. Nu știu. Ce? Propuneți? E vorba de propuneri pentru viceprimar, da? Da. Domnilor, situația comunei Livez, într-adevăr, este, comuna Livez este o comună care trebuie să le cunoaștem. Este foarte mult de muncă, mai ales că sunt și probleme din urmă nesoluționate. Cum e și problema gazului metan, de 25 de ani stă gazul în dosul dispensarului, dar nu-i băgat pe conductă. Conductul este o oară. Bun. Deci, având în vedere că în situația în care ne-a avut comuna Livez, trebuie să propunem o persoană care, într-adevăr, să-i fie de un real folos viceprimarului,
să-l ajute în probleme, o persoană care să cunoască legea și care să soluționeze problemele care încă nu sunt soluționate. Eu fac propunerea ca persoana respectivă să fie cu experiență și îndeplinește aceste condiții domnul Sorogiu Daniel, care a fost de două ori viceprimarul comunii și a soluționat problemele alături de primar, fără să țină cont de politică. Fac această propunere, nu este de la partidul meu, de la Partidul Național Liberal. Eu nu fac aici politică în Consiliu, aici facem administrație publică. Și deși domnia asta este de la un partid de guvernământ, alături de dumneavoastră, fac această propunere în binele localității Liberi. Domnul Sorogiu Daniel a fost de două ori viceprimar și vă spun că a soluționat problemele excelent. Și domnul viceprimar, actual primar, cred că ar avea un real folos din partea lui domnul Sorogiu Daniel. Și mă pot sprijini în ceea ce ne privește. Mulțumesc! Altă propunere? Da. Eu îl propun pe fac gata. Deci, ori știu că să Uite, buletinul de vot pe care o să-l primiți are două propuneri. Ce spui, Jumie?
Buletin de vot pentru delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului Comunei Invest, întrucât viceprimarul a fost desemnat în locuitura primarului. Da. La prima poziție, conform propunerilor, Sulugiu Daniel și Partidul Politic. A doua este Coacă Vasile Gabi și Partidul Politic. Dumneavoastră o să scrieți opțiunea în dreptul candidatului pe care îl doriți, dar da, nu X, nu nimic altceva. Da. Cuvântul da. Cuvântul da. Am exemplificat pe buletinul de vot pe care îl primește domnul Roman. Mai doriți mai... Domnul secretar, vă rog să specificați unde se merge pentru a pune ștampila pe buletinul de vot. Adică să nu avem după aia dubii, se mează cu noi. Deci stabilim cu toții. Haideți să stabilim cu toții. Da, vreți să ieșiți? Nu, 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 n-ai voie să votez la vedere, dar am două sobi. Da, nu mai avem soba, cum la persoana care este supusă
validării nu participă la vot. Decât o singură dată la înființarea Consiliului Local. Este special întâlnit în 93. Corect. Domnul Lugu, dar nu e asimilat alegerii unui viceprimar? Domnule, e vorba de alegerea unei funcții publice. Ca și consilier, ca și primar, ca și ministru, ca și prefect. Domnule, eu vă cer să respectați legea. Atât. Nu vă cer altceva. Că altfel să fac un test. Și moral poate fi așa. Și luna viitoare anulăm, cum am făcut și data. Costea, da. Candidatul se votează. Când ești votat? Da, dar noi discutăm din de fapt în momentul aici. Candidat, eu ca și candidat, să votez de mine. Da, cum să nu votez? Când e vorba de tot, nu de tine, dar de tine. Exact. Eu fac. Aveți.
Dar cum aici am... Nu,
plecă de brigada. Nu, mă, da, ce avem de foacă. Spune-mi cu la stare, dar eu nu. Foacă, eu știu de fapt. Foacă. Așa. Mașina de bord la PSD-ul funcționează, nu? Mașina de bord. Nu se bordează. Luptați să mai folosiți majoritatea de fără viitoare. Nu-i face un bine lui omul ăla. Corect, corect, corect. Foarte. Nu, dar știți cum e? Când nu iese, trebuie să luptăm mai puțin. Iar nu ne mai luăm. Și eu? Eu mi-am atare votat de răzbunat. Iar dacă ne lăsa, m-am făcut ziua. Ne pare de lume. Unde mai sta?
mai avem niște ședințe. Vă mulțumim. Da, totuși, cred că domnul viceprimar Aleza, da, nu spune. Câteva cuvinte, da. Dragi colegi, stimați consilieri, mulțumesc celor care au avut încredere în mine și mi-au acordat votul. Sper că nu o să-i dezamăgesc, chiar dacă este pe o perioadă scurtă. Încerc să duc la vot sfârșit ceea ce se propune în Consiliul Local pentru binele comun. Mulțumesc încă o dată! Da. Mulțumesc. Mulțumesc.